Aflat la prima ediție la concursul internațional de pian Frédéric Chopin, desfășurat în perioada 10-12 mai la Sala Ateneu din Bacău, au participat peste 30 de copii din România, Republica Moldova, Ungaria și Italia, cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani, repartizați în mai multe grupe, fiecare concurent având obligația prin regulament să interpreteze 3 piese la alegere, una fiind din creația marelui compozitor. Suntem la prima ediție a concursului de pian. Concurs internațional de pian Frédéric Chopin, singurul concurs de gen din țară. Și suntem foarte bucuroși pentru că am reușit să organizăm acest concurs. Suntem foarte bucuroși că am reușit să aducem lângă noi un juriu de prestigiu. Juriul este compus din două persoane din străinătate și anume profesor la Academia din Italia, Giuliano Mazzocante și pianist concertist, Țarina Marincova din Olanda, pianistă concertistă și profesor în Amsterdam, doamna conferențiar universitar doctor Verona Maier de la Academia de Muzică din București, doamna lector universitar doctor Mihaela Spiridon de la de la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca și domnișoara lector universitar Ioana Stănescu de la Academia George Enescu din Iași. Da. Au fost invitați concurenți, copii din... S-au înscris concurenți din mai multe țări, din Italia, Republica Moldova, Ungaria și, bineînțeles, de la noi din România. Pe plan național au fost înscriși din Craiova, Galați, Focșani, Cluj-Napoca, diferite locuri din țară. Juriul a fost format din prestigioși muzicieni, compozitori, profesori universitari care au avut o misiune extrem de dificilă, dar și plăcută, de a asculta, aprecia și nota maniera interpretativă, tehnica, maestria și prezența scenică a unor copii, mulți dintre ei aflați la primul lor concurs important, dar și a unora deja consacrați, participanți la alte concursuri proveniți din țări și școli diferite. Mă bucur enorm că în Bacău sunt câțiva oameni foarte, foarte inimoși și instituții în frunte cu primăria, da, care au rezonat la acest proiect. Deci sunt foarte bucuroasă că am fost invitată să fac parte din juriul primei ediții la acest concurs internațional Frédéric Chopin, care cu siguranță va crește în ani. Deja la prima ediție au fost 31 de concurenți, ceea ce e o cifră promițătoare. Au fost copii absolut excepționali. Din păcate, au fost și câteva situații mai puțin plăcute, despre care, mă rog, vom vorbi poate cu altă ocazie. Dar acum, pentru că este o seară festivă, toți ne pregătim de gală, aș vrea să spun că, per total, această prima ediție a concursului internațional Frédéric Chopin a fost o reușită și țin în mod special să-l felicit pe domnul profesor Dragoș Lungu și pe ceilalți domni profesori din Bacău care au pus umărul, da, să meargă toate, sub toate aspectele acest concurs bine, să-i felicit din toată inima și să le doresc putere de muncă pe viitor. În jur au fost și personalități ale muzicii din alte țări, din Italia, din Suedia. Da. Au fost extraordinar de plăcut surprinși de acele vârfuri pianistice de care vă povesteam. Președintele juriului, chiar care este italian, a afirmat că la acele categorii de vârstă, respectiv 12-14 ani, noi suntem net superior ca nivel față de ce întâlnește dumnealui în Italia la competițiile la care merge. Deci și toți membrii juriului, ca să fac o remarcă și la componența juriului și la omogenitatea juriului, vreau să vă spun că a fost o plăcere să jurizăm împreună, toți fiind aproape în consens cu premiile și deci a fost o jurizare foarte plăcută, foarte democrată și foarte ușoară.
După două zile de concurs, de emoții și virtuozitate, sâmbătă a avut loc spectacolul de gală O Încântare pentru spectatori, care au venit în număr mare la această sărbătoare a muzicii și festivitatea de premiere. Juriul condus de Giuliano Mazzocante, pianist concertist, profesor la conservatorul din Italia, a acordat pe categorii de vârstă premiile și diplomele concurenților clasați pe primele trei locuri. Premii întâi au obținut Ioana Sabina Smădău, Rada Musteață, Iana Cernei, Ștefan Guțu, Nil Mladin, Ovidiu Corugă, Andrei Constantin Preda, Nikon Mladin. Au mai fost acordate două premii din partea Filarmonicii Mihail Jora Bacău și două premii speciale de interpretare a unor studii din creația lui Chopin. Marele premiu al concursului a fost adjudecat cu unanimitatea juriului și a sălii pianistei de numai 11 ani, Ioana Daniela Chiriac, de la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă din Iași, care i-a fost înmânat de senatorul Dragoș Lucian. Sunt de la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă din Iași. Da? Cum ți-a părut concursul de la Bacău? A fost foarte frumos, a fost o experiență unică, orice concurs este o experiență unică și tot timpul învățăm ceva din urcatul pe scenă și cântatul în fața unui public. Și concurenții tăi cum au fost? Au fost foarte buni, a fost un nivel bun, chiar nu mă așteptam să fie așa bun. Vei rămâne cu amintirii plăcute de la Bacău. Da, da.